Am fost la Târgu de Crăciun din Craiova, doar ce am terminat este în spate acolo, nu v-am filmat acolo, că nu vreau să vă stric surprizele din anii viitori, în caz că vreți să veniți. A fost votat al doilea cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa după Viena. Acum suntem cu grasul ăsta mic, ia uite-l ce face, cheamă Reni, s-a săturat, până acum am împins la căruț, că lui îi place mai mult să meargă pe lângă căruț decât în căruț. Și ne pregătim să mergem să luăm pestez, că vine pentru deschidere așa urma amicii. Mamă, cum mi s-a făcut părul un cap, ești nebun. De la umezeală, că e umezeală, că a plouat pe zi. Hai, așteptăm peste să vină, că pregătim deschiderea de la șaormeria amicii. Ce-i asta? Camera? Ce-i asta? Îți place, tati, camera? Pii ce? Iar băga și mâna în guriță, mă avem cu un șervețel. Da. Suntem la gară și l-așteptăm peste. Sper că n-am mai venit cu cineva de data asta. Ia. Alo? Ce? Hai, frate, ieși din gară. Da. Unde ieși? Că nu te văd. A, te văd, hai că ești cu o geacă albă pe tine? Da. Hai că vin imediat, stai așa, că sunt în parcare. Cine mai e? Sunt singur, vorbeam singur. Păi, asta am văzut. Păi, nu stau aici, că nu fac ce spui tu. Vin, eu o plan de zi. Mama, ai și bagaj, fai. A, nu văd ce ai. Bagă-l în spate, pe bancheta din spate îl bagi, da, vino încoace. Ești nebun? Da, pe aici, la picioare, în spate, că portbagajul e plin, hai. Cătei? În partea altă. Hai, frate, mișcă-te mai repede, ce merge așa greu? Se mișcă, stai de zici că vine cu avionul. Nu, așteaptă și ăla de la mulți. Păi așteaptă, dar ce te miști așa de... Păi... Ai scaunul ăsta de bebeluș aici, să mă faci. Ce n-ai vrea face ăsta? Salut, ce faci? Ce să fac? Un drum îndelungat? Nu ți-am zis, dar am pierdut trenul. Cum adică ai pierdut trenul? Adică trebuia să vin cu o oră mai devreme. Bravo, frate, și cum ai reușit? Cum? E half fact, nu mai hat. Ah, am înțeles. Mă pun gen doar half, eu sunt pun gen doar half. Nu, că nu bi pe e. Ah, respect. Mâncaș ceva? Bă, nu prea. Nu prea? Vrei să mănânci o șaurma amici? Acum? Da. Că oricum trebuie să mergem să luăm pe sora mare acolo. Dar ce caută acolo? Păi te vreau să bag, să vadă cum e la muncă. Ei, na. Păi na. Și? Și e acolo, merg să iau, nu știu, aflu acum, că o duc să o lăsai de dimineață, o iau acum. Înțelegi? Mișto, interesant. Înțelegi. Cum fă pe tren? Frumos, nu? Câte ore ai făcut? Bă, făcut 6 ore jumate, cred. Doar de la Buzău? De la Buzău. Bă, du-te de aici. N-am făcut mult deloc. Păi, făcut și mai bine cu mașina, ești nebun? Mult mai bine. Nu chiar, bă. Vreau ce a făcut 4 ore, mi se pare. Cum să facă, bă, 4 ore? 4 ore, ore faci până la București. Ce-ai? Bă, a fost cu o viță. Tu n-auzi, n-ai cum să faci. A condus o viță. N-ai cum să faci 4 ore, e imposibil. Îndreabă-l. Imposibil. Bine, e la film, na, că... Știu că e la film, nu, n-ai cum, 4 ore e imposibil. Ba. În sfârșit, ba, băi. A, oleo. Hai că ne vedem din locație. Avem aici șaormeria amicii, care este înfoliată tot pentru a nu vedea oamenii. Mâine facem marea deschidere. Suntem cu Steț, sălbăticuțul e înăuntru. Ia uite-l. Bă, oh, șalat! Bă, să-l dă-n stai jos din mașină, zici că vine... Bă, deci știi cum se urcă de mâncă? Să bă, când se urcă, deci uite așa mergea cu bagajul pe lângă mașină. Bă, aveam pe unul în spate, eram în mijlocul drumului, el așa mergea cu bagajul pe lângă mașină. Bă, uite ce pitic arțăgos. Stai să vezi ce TikTok, că mai veni unul pe drum. Da. Ce facem TikTok? Deci facem TikTok-uri acum aici, mâine practic o să schimbăm, o să dăm jos toate foliile pe logo, o schimbăm toată recetatul, resetarul și absolut tot. Și o să dăm drumul la treabă, nu știu când o să postez logo ăsta. Și a urma amici. Ce? Nici nu veni. Mamă, și așa mă enervă unul acum, fix când intra în Craiova. Păi? Hai că revenim. Bă, vezi că eu trăim, mă. Bună seara. Salut. Asta există și eu. Deci am ajuns în șaurmeria amicii, dar momentan, uite, vedeți, avem toate astea stupate. Filmează-vă, uite-te în coa. Aici o să fie logo-ul nostru și toate astea aici o să fie schimbate, inclusiv sosurile, inclusiv carnea care este. Acum suntem la închidere și încă nu avem toate produsele, de-aia nici n-am anunțat mai devreme locația și toate cele, pentru că nu aveam timp să schimbăm produsele și nu voiam ca voi să veniți să vedeți gen un produs care încă nu este al nostru, da? Când o să fie marea deschidere, toate produsele o să fie... Tu ce îmi place cum vorbești. Mă suflet. Ia uite. Cam așa o să arate locația, dar bine, o să fie frumos mâine. Să vedeți mâine, când o să dăm toate foliile jos. O să punem aici undeva punem panourile de la YouTube cu milioane de abonați. Nu cred. Bă, ăla nu-mi zis să prostul ăla de mic. Las că tu aveai 100.000 de abonați, noi avem 1.000.000. Bă, la tu grata viitoare. La viitoare, nu contează, da? Deci...
E ce trebuie. Vă așteptăm să veniți în număr cât mai mare. O să vă zicem puțin, nu s-a stins, e bine. O să vă zicem și locația curând și toate cele, gen efectiv unde o găsiți pe Maps și toate cele, dar vedem. Hai. Bă, suntem în studioul lui Legumă, pe care vreau să schimb, iertați-mi outfit-ul din această seară. Suntem cu Steț, care filmează, că în seara asta doarme la noi. Bă, pentru că mâine mergem să pregătim shawarma micii la pentru cea mai mare deschidere, care o să fie sâmbătă, 6 ianuarie, începând cu ora 11, o să sunt toată ziua acolo. Vă repet că nu știu când pun video-ul ăsta, poate îl pun și eu mâine, adică înainte de deschidere, și poate mai auziți unul dintre voi și veniți. Și apropo, shawarma nu e gratis, ca să se înțeleagă din capul locului, nu de alta, dar nu vreau să pățim ce a pățit Țancă, nu vreau să se calce lumea în picioare, nu vreau să se bată, nu nimic, ok? Deci nu dăm shawarma gratis. O să fie ceva promoții, dar nu shawarma gratis. A venit timpul ca aceste premii, deci n-am mai atins premiul ăsta nici nu știu de când, să meargă în locația shawarma mici. Amândouă, plus salul Bergică, sălbaticul a uitat acasă. O să meargă și o să fie puse în shawarma mici pentru ca toată lumea să le poată vedea. Și am să le iau de acum ca să nu le uim de dimineață când ne trezim de vreme. A, păi asta n-ai închis-o. Da? Păi și asta acum închid. Apăs pe buton. Bă, nu veni nici bine și de ce am început să faci dezastru pe aici? Ce e aici? L-am învățat pe Justin table. Ce? Table. Păi strânge, că aici domnul Tomă, nu să-ți aduc o lenjerie, o plapumă, o ceva. Bă, sper să am plapumă, da, am plapumă. I-am zis, te-ți place? Ia uzi! Ha! Și îl cheamă Zigalu. 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 Hai, bagă! Zici să-ți dau telefonul, mă? Da, James Bond. Tomas Carte. Bă, dar cum te băzăm și în vlogul meu faci vlog mascat? Păi, dar ce mă filmezi tu acum? Păi urmează, uite. Păi lasă, mă filmezi tu, eu nu filmez, să nu faci pe aia. Dar, urmă, te respect. Voiam să văd dacă mă bagi așa, mă. Te bagi așa, mă, uite. Vezi copyright. Acolo? Am oprit muzica. Se filmează. Opriți muzica, că ne luăm copyright. Am aici butoanele de la YouTube, să-l bagi la uitat acasă. Bă, ce camion e printre primele butoane, chiar voi nu știu dacă... Nu mă, că e chiar primul, tu ai fost primul de a făcut 100.000 de abonați. Ba da, bă. Aia era. Să-mi găsesc cu camera, pe un microfon camerei. Dar e mai mișto. Ca la orice YouTube. Se ia de mine de fiecare dată, că eu nu știu ce nu fac, nu știu ce, el ca organizator... Vezi că eu făcui un story, vreți să-l auziți? Ia. Te enervași? Îți dai seama. Yeah. Stați să mă uit la ceas. Da, 10-2 minute și n-au mai ajuns niciunul din ei. Legumă, vezi că îmi privea din cauza că l-ai pe Edi. Știu. Ei zisei, auzi. Ușureze munca. Deci, nu știu ce. Așa nu ziceți nimic. Deci dacă mai comentează o rază, iar ați vizionat. Erau la gară, l-așteptam pe ăsta, fix acolo. Ce păi să te filmezi? Deja v-ați văzut de mână. Normal! Păi dar nu îmi dăruse. Și m-am oprit în mijloc, că l-am zis și pe ăsta, că se urcă repede mașina și plecăm. Steți. Bă, nu-ți exagerez, așa mergea pe lângă mașină. Era un spate și așteptau să treacă și Steți așa mergea. S-a dus la scaunul lui Bebe, n-a putut să bage. S-a dus, a deschis ușa, l-a pus. Și după ce a lăsat... Bă, așa mergea! Steți. Cum, ia spune, ai ceva de sus în apărerea ta? A fost mai rapid din perspectiva mea. Da, și cu o scările, așa, de la mine de acasă. Bă, așa. Păi vezi-o dacă n-ai balustradă. Mi-e frică, mă, de alea, și e gras. Am pus ăsta aici. Dă-te mult. Să-l punești pe ăsta. De greu. Ia, de greu, nu ești încercăm. Mă duc eu pe aici, așa. Stai să nu lovim de părți. Așa. Pune-mi genunchi asta. Așa. Eu sunt bine. Gata. Tu nu ești bine. Gata. Hai? Hai. Ar că a trebuit să mai așa, dar mă. Da? Hai că ai trebuit să. Au trebuit. Ce zici, Marcu? Vă-te bine. Aici am două șervețe. Stai să sunt întâi. Aici, gândește-te că o să fie ceva. Ăsta e separeu. Aici era separeu. Dacă nu vrei să te judece lumea că mănânci shawarma, ăla e foarte foarte bine. Aici e genial. Bă, nu știu, deci dacă aș avea de ales cu stețoica și ăsta... Aaaa, e greu, Steț, îmi pare rău. Steț, zic cu mine să mă tun. Steț, nu te duc. Da, din cap. Înseamnă, așa. Aaaa, ce-s la cafea? Am revenit la shawarmerie, m-am și tuns între timp și am pus... dispărut de pe ecran, vă arăt după aia.
În afară de toate, de toate astea de aici, am pus acolo și butoanele. Ia uite-le. Ce frumos sunt. Bine, eu am plecat și am lăsat pe ăștia să le pună și le-au pus un pic strâmb. Dar n-are nimica. N-am avut bolobox să le punem la linie, dar e ce trebuie. Haideți să vă arăt și afară logo-ul, că voi nu-l văzurăți, ca lumea. Ia uite. Și bine, nu știu, sper să nu se vadă în oglindă. Și la urmă, amici, aici o să vină terasa, voi când se vedeți aici o să fie terasa și mai avem un pic de tot de făcut, de făcut curățenie, ca să fie totul, să fie totul cum trebuie. Vă arăt imediat cum se vede și pe, și pe ecran, că se vede foarte frumos. Ce regret că n-am avut mai multe din ăștia, nu ne-am gândit să facem, să vă dăm și vouă cum veniți, uite. Sunt puse așa frumos pe, pe ăsta aici, așa urmă, amici, șervețele, frumos. Bă, ceau, bă, toate chestiile ăștia micuțe de gust, mi-mi plac de mor, mă. Deci îmi place de mor, să vezi așa, așa urmă, amici, pe sedă, uite, și aici. Și uitați-vă și la alea, că am zis că vi le arăt. Aute-lea. Aute-lea. Ce frumos arată așa mare, primitoare, e ce trebuie. Mersi, Costele, fane. Aici o să fie nebunie, începând cu ora 11 mâine. Aici, strada George Enescu, numărul 100. Începând cu ora 11, shaorma amicii cu SH, shaorma amicii cu 2 dei. Pe Maps și pe Waze. Am ajuns și noi înapoi acasă, i-am găsit pe Homaloi ăștia doi aici. Astăzi nu și-a făcut 4 ori de dimineață după ce... E 4 la 3, vezi? Vezi că e 4 la 3 și putem jucat, da? Ca să înțelegi. Așa, deci ne-am întors înapoi acasă, suntem pregătiți să edităm acest videoclip, să-i dăm drumul în seara asta. Mâine vă așteptăm, suntem, sperăm noi toată ziua acolo, dacă cumva rezistăm, sperăm să rezistăm. Adică dacă e prea multă lume, nu rezistăm, dar o să fim toată ziua acolo. De la 11, 6 ianuarie, ora 11, strada George Enescu, numărul 100, shaorma amicii pe Maps, cu SH și cu amicii cu 2 dei. Ne vedem acolo începând cu ora 11 și mai avem niște youtuberi care vin doi la număr, care sunt anunțați, poate mai vin alții și neanunțați, o să fie surpriză. Haide că ne vedem acolo. Apăsați pe un de like și ziceți-mi în comentarii cu cine mă văd mâine la deschiderea, marea deschiderea și a urmării amicii. Hai, v-am pupat! Seara minunată și de colecție vă doresc!